Dragi prieteni, bună ziua și bine ați venit alături de mine, Larisa Tutunaru, la Life-ul nostru și anume la lecția ta de sănătate. Vreau să vă prezint invitata noastră de astăzi, medicul pediatru și conferențiar universitar, doamna medic Ala Holban. Bună ziua și bine ați venit, doamna doctor, alături de noi. Și vom discuta astăzi despre infecțiile respiratorii acute și cum le facem față. Dragi părinți, noi trecem deja a doilea an pentru pandemia COVID-19, doamna medic, adică suntem toți stresați în continuare și zicem că astăzi tema asta este chiar binevenită, ca noi să putem diferenția unde este o infecție acută sau este și ea COVID o infecție acută respiratorie, dar cum facem noi diferența? Acei părinți care suntem în spatele camerei, acei părinți care nu suntem medici, doamna medic, și noi nu putem să știm absolut tot profesional, cum știți dumneavoastră, cum facem diferențierea și cum ne comportăm, cum ajutăm copilul nostru, dar numai copilul atunci când merge vorba de o infecție respiratorie acută, îmi dau seama că merge vorba de o infecție la toată familia, adică e posibil ca toți să ne infectăm. Și până trecem la discuția noastră propriu-zisă, vă îndemn ca voi toți, aceia care stați alături și deja știți tema și știți că aveți niște cunoștințe, niște prieteni, niște rude care ar fi bine să fie și alături de noi, îndemn să distribuiți acest link pe pagina voastră de Facebook și acolo în grupuri unde vă stați și discutați toate subiectele care vă interesează, dar este binevenită și tema noastră de astăzi. Vă rog să distribuiți acest live. Și cel mai implicat în acest concurs va fi premiat cu un cadou de la platforma Odoraș. Vă rog să fiți foarte activi și să fiți alături de noi. Deci vă aduc la cunoștință că părinții care au și niște întrebări pot să mi le adreseze mie în chat și eu la rândul meu le adresez medicului nostru de astăzi. Complicele nostru la organizarea acestui eveniment de astăzi este platforma Odoraș și este compania Berlin Chemia. Mulțumesc mult! Și deci, haideți să începem discuția noastră de astăzi. Ce sunt infecțiile respiratorii acute, doamna doctor? Să dăm o definiție ca părinții să se includă în discuția noastră și să fie mai clar. În primul rând, bună ziua și bine v-am găsit. Bună ziua. Și desigur că ați menționat și dumneavoastră, noi suntem de fapt nu doar în perioada pandemică, deja a doilea an, dar suntem de fapt și în plin sezon al iernii exact. când de obicei infecțiile respiratorii de toate felurile își iau avânt. Însă și termenul de infecție respiratorie acute ne spun că e vorba de infecție, e vorba de un agent infecțios care le provoacă respiratorii, că de fapt pe prim plan sunt manifestările din partea sistemului respirator și acut, că ele apar acut și evoluează la fel acut. De fapt, asta este un grup foarte larg de patologii și ar fi un foarte mare lux ca noi să putem să dăm niște definiții foarte concrete. Definitive, da, care să ne partajeze că uite, asta e COVID, dar asta nu e COVID. Inclusiv și infecția COVID este una care are, noi spunem medical, tropism respirator, adică cu manifestări ce țin de sistemul respirator și unele chiar foarte grave. Bineînțeles că sunt diferențe în funcție de grupurile de vârstă. Copiii fac, de exemplu, și manifestări digestive și diaree, dar și adulții pot să le dezvolte în cadrul infecției COVID. Totuși, dacă am definit la modul general infecțiile respiratorii acute, ar trebui să spunem că ele sunt niște patologii care au niște semne similare după cine le provoacă, după cum se manifestă și după semnele care ne permit să le încadrăm într-un diagnostic sau în altul, deja medical vorbind. Marea majoritate a infecțiilor respiratorii acute, totuși care circulă în comunitate, ele și înainte de pandemie și acum în pandemie sunt majoritar virale.
Asta nu înseamnă că nu putem să avem și asocieri de bacterii și să facem și complicații bacteriene. Ceea ce ține de grupurile de vârstă, și eu ca și pediatru invitat astăzi, vreau să menționez că spre deosebire de adulți, infecțiile respiratorii afectează copiii mici mult mai des. Iar atât evoluția, adică felul în care se manifestă la copii, cât și conduita clinică, adică felul cum intervenim, este diferită de adulți și asta trebuie noi să ținem minte și să reținem. De fapt, o infecție respiratorie... Doamna doctor, eu îmi cer scuze că vă întrerup. Spuneți, de ce totuși la copii se manifestă un pic altfel ca la matură? Să cunoască părinții. În primul rând, deci, copilul vine pe lume cu o imunitate care încă nu este bine stabilită, sistemul imun încă este în devenire, dacă se poate de spus așa. Și modul lui de dezvoltare presupune contactul cu anumiți agenți infecțioși, adică sistemul imun se învață să facă față prin acele infecții pe care copilașul le suportă pe parcurs. În primele luni el este foarte mult ajutat de laptele matern, care îi oferă o protecție imunitate. Imună pasivă, noi spunem. Plus, chiar de la naștere el începe să fie imunizat cu vaccinuri. Dar infecțiile respiratorii nu toate pot fi prevenite prin vaccinuri. Adică avem unele infecții respiratorii, cum ar fi tusea convulsivă sau mai nou streptococcus pneumonia sau mai sunt alți agenți, cum ar fi hemofilus, care pot fi preveniți prin vaccinare. Astea sunt infecții, unele bacteriene, rujeola, care tot poate să facă afectare respiratorii în paralel cu tegumentele. Dar marea majoritate nu se pot preveni prin vaccinare și atunci copilașul mic, treptat, va contacta toate cele infecții care circulă în comunitate, motiv pentru care el le va face mult mai des. Pe de altă parte, el are și niște particularități de a reacționa. El este mult mai vulnerabil pentru că și sistemul lui respirator, să zicem așa, morfologic, este altfel construit decât la adult. El încă urmează să parcurgă și el o cale până când o să poată să facă față la toate problemele și infecțiile care afectează sistemul respirator. Și bineînțeles că și condițiile de alimentare sau de îngrijire mult îl afectează pe copil decât pe un adult. Deci ei, desigur că sunt mai predispuși. Mai predispuși, da. Mulțumesc. Există o multitudine de virusuri care pot să provoace simptome de infecții respiratorii și evident că anul trecut probabil toată lumea a remarcat că numărul de infecții respiratorii a fost mult mai mic decât anul 2020, decât anul 2021, pentru că noi suntem doar la început de 2022. Și asta este explicat pentru că o bună parte din anul 20 a fost prin restricții foarte dure, a fost și o perioadă de carantină strictă și evident că și numărul de infecții respiratorii la copii a fost mai mic. În anul 2021, cu relaxarea restricțiilor și cu micșorarea numărilor de cazuri de COVID în contextul respectiv, au crescut și cazurile de alte infecții decât COVID. Și, de fapt, la etapa actuală, noi avem foarte multe infecții respiratorii la copilașii mici. Nu întotdeauna ele sunt provocate de un singur agent viral, poate fi și o combinație de virusuri.
Dar câteodată, cum ziceam și mai devreme, se întâmplă să fie și o asociere nu doar de virusuri, dar și o infecție bacteriană. De aceea, nu putem să spunem cu siguranță, doar în baza unor semne foarte generale sau specifice, să zicem, pe o treaptă a sistemului respirator sau alta, că uite, este vorba de virusul cutare sau virusul cutare. Manifestările caracteristice de infecție respiratorii, de fapt, sunt mai mult sau mai puțin similare cu unele mici particularități de la un virus la altul. Dar dacă sunt în combinație, vă dați seama că ele incorporează și de la unul și de la altul. De obicei, asta este guturaiul, care reprezintă congestia nazală sau cu eliminări nazale, ridicarea temperaturii corporale, dureri în gât sau gâtul roșu, tusea, vocea răgușită, diferite manifestări de fatigabilitate, tulburări de comportament a copilașului în funcție de vârstă. Adică el, cei mici pot să fie și mai agitați sau mai puțin activi. Și asta părintele observă că ceva s-a schimbat în comportamentul și alimentar, că mănâncă mai prost și, vă zic, că mai doarme mai prost, nu doar din motivul că tușește, dar asta este un criteriu de felul că copilul nu se simte bine. Și acele manifestări care de obicei adultul le suportă mult mai ușor, nu am vrut să zic cu ușurință, dar le face față mult mai bine. Cum ar fi, de exemplu, guturaiul. Un copilaș micuț le suportă mult mai greu, pentru că dacă e vorba de unul sugar în primele luni de viață, blocarea sau obstrucționarea năsucului îi practic face imposibil nu doar respirația, dar și alimentarea, pentru că el trebuie să sugă și atunci, desigur că asta este o problemă. Pe de altă parte, tot ăștia mici, datorită anumitor particularități de construcție, cu legătura cu urechea medie sau particularitățile structurale însuși a sistemului respirator, căile inferioare, el poate să facă o infecție cu manifestări mai grave decât, cum ziceați dumneavoastră, fratele lui mai mare, care merge la școală sau este, vă zic, cu câțiva ani mai mare decât el. Pentru că ăsta mic poate să ne facă otite, poate să ne facă o manifestare mult mai severă pulmonară, fie că este datorată infecției virale, cum ar fi bronșolite, care uneori chiar necesită spitalizare, sau poate să complice chiar și cu o pneumonie, iar temperatura înaltă la copilașul mic poate să ne favorizeze și apariția convulsiilor febrile. Deci, modul în care răspunde un copilaș la o infecție respiratorie virală este nu întotdeauna similar altor membri a familiei care fac aceeași infecție cu același agent patogen. De aceea, atunci când un copil mic, în primele, mai cu seamă, luni de viață, în primul an de viață, face o infecție respiratorie, nu trebuie să aplicăm aceleași metode de tratament pe care le aplicăm la cei adulți, da, bineînțeles, sau la copii mai mari de 5 ani. Deci copilul de vârstă fragedă și în speță copilul sugar este un copil aparte și atitudinea față de multe lucruri, inclusiv și față de tratamentul unei infecții, trebuie să fie diferită. Dar vreau să zic că, dat fiind faptul că pentru majoritatea infecțiilor, care de fapt constituie cam 80% sunt virale, inclusiv și infecția COVID, nu există un tratament țintit
care să aibă eficiență mai mult de 50 măcar de procente sau 70, atunci, practic, principalele componente terapeutice, să zicem așa, sunt cele de ordin generală, adică nespecific. Nu avem tratamente specifice contra unor virusuri care să ne dea siguranță că e contra lui și se tratează. Decât cu eficiență dovedită avem, de exemplu, în gripă, tratament antiviral țintit. Restul ele nu au eficiență dovedită strictă pe infecția cutare sau cutare, astfel încât să avem siguranța că i-am dat și 100%, da. Este. Dar noi putem ca să intervenim prin așa metode generale care ajută organismul oarecum să se elibereze de acel agent patogen, de acel virus sau de combinația de virusuri prin niște metode. În primul rând trebuie să îi oferim confortul copilului sau organismului, că este în egală măsură valabil și pentru adulți. Și asta presupune că trebuie să fie o încăpere cu un confort de temperatură, cu un acces de aer proaspăt care va asigura oxigenul, care de la sine înțeles că este foarte necesar atunci când însăși funcția respiratorie suferă la copil sau la adult. Totodată să oferim, să facem în așa fel ca să avem o umiditate suficientă în încăpere a aerului, pentru că toți acei factori nespecifici de apărare sunt activi la nivel de mucoasă umedă, iar dacă aerul va fi uscat, mucoasa căilor respiratorii, începând de la năsuc și până mai departe, va fi uscată. Deci umiditatea trebuie să fie mai mare de 60% și asta este o condiție care peste tot în lume este recomandată. Bineînțeles că trebuie să creăm un confort alimentar și să menținem deci o alimentație cu conținut caloric, dar totodată care să nu creeze dificultate, mai ales când e vorba de copilașul mic, pentru că ăștia mici respiră mai mult cu burtica, deci au o respirație abdominală cu diafragmă și supraalimentarea îi va crea și ea problemă. Și un lucru foarte esențial este, desigur, că hidratarea prin lichide, pentru că acele lichide care noi le vom administra în cantitățile suficiente vor face ca copilașul, în primul rând, să-și menține echilibrul hidric, mai ales dacă el are febră. Nici o temperatură ridicată nu vom scăpa de ea dacă nu vom hidrata suficient copilul. Și odată cu lichidele care se vor evacua cu urina, se vor duce și toxinele cele virale care mențin oarecum și febra și fatigabilitatea și toate efectele pe care le produce răceala. Și în rest, pe fiecare simptom în parte, adică ceea ce ține de ușurarea respirației nazale prin anumite metode de curățare, de fluidificare, de decongestie, prin abordarea corectă a febrei sau a tusei. Și desigur că în fiecare caz trebuie nu să facem toate odată, dar doar acele care sunt necesare. Deci tratamentul în infecțiile respiratorii acute, virale, acolo unde nu avem semne de infecție bacteriană, trebuie să fie direcționate pe simptom, pe ușurarea simptomului respectiv, dar nu deci pe o agresiune cu cât mai multe remedii ca să fim noi și cu așteptări rapide. Și desigur că
și cu așteptări rapide, pentru că răbdarea este importantă. Doamna doctor, până trecem la tratament, așa cum am înțeles din discursul dumneavoastră, mi-a apărut o întrebare. Cât de des trebuie să facem aerisirea încăpirii acolo unde este, să zicem, un bebeluș și acolo unde este un copil până la 5 ani? Cel matur este mai ușor, deja poți să zici, uite, te treci în camera de alături sau facem izolare și putem să facem. Dar este important un bebeluș, fiindcă atunci când este nevoie să facem o aerisire și dacă și mai are febră, cât de des facem lucrul ăsta? Eu mă simt obligată să zic că la noi în comunitate există o frică mare de așa numit curent. Așa, aici am vrut să ajungem, fiindcă într-adevăr... Vreau să zic că nicăieri nu o să găsiți o recomandare, uite, de atâtea ori trebuie de făcut aerisire sau vreun criteriu după care identificăm nevoia. Deci, de câte ori este posibil, de atâtea ori facem aerisire, cu ideea că nu există curent care trebuie să, de care trebuie să ne temem. Bineînțeles că pentru liniștea părinților, că de fapt multe lucruri sunt mai mult ca și psihoterapie pentru părinți, ca pentru liniștea lor, deci desigur că nu punem în dreptul geamului copil atunci când aerisim. Da, dar cu cât mai des, cu atât mai bine. Așa. Corect. Dar și hidratarea cât de des trebuie să fie la un bebeluș și la un copil mai adult, să zicem? Cât de des îi propunem sau permanent îi facem o cană de ceai să fie alături sau, bine, dacă nu recomandăm un ceai, nu mergem pe linia ceaiului, îi recomandăm o apă plată, călduță. Cât de des îi oferim copilului? De fapt, pentru copii, modul ideal de hidratare este apa Așa. Plată, nu sucurile, nu... Ceaiurile, chiar dacă ele sunt vegetale, pentru că nu știm niciodată la ce agent poate să reacționeze copilul și în principiu... Poate să aibă și partea inversă. Să fie și partea inversă, apa plată este remediu esențial, cu excepția celor sugari care au lactele matern. Deci există niște normative și cu cât copilul este mai mic, cu atât la kilogram de greutate normativul acesta este mai mare. Dacă să luăm, de exemplu, pentru copii care cântăresc până la 10 până la 12 luni, până la 10 kilograme. Pentru copilul de 12 luni are mediu 10 kilograme. Deci, grosomodo, până la 1 an de zile, cantitatea normală, fiziologică, este 100 de mililitri la kilogram, care include lapte și laptele matern pe care îl consumă. Bineînțeles, cu suplimentare pentru fiecare grad de temperatură, de exemplu, dacă copilul este febril, evident că această cantitate se mărește pentru că în condiții normale el are 100 de mililitri la kilogram, dar dacă el mai are și temperatură, atunci evident că noi propunem creștem. Iar după 10 kilograme treptat, deci pentru următoarele 5 kilograme, norma zilnică ar fi 10 kilograme plus încă 50 de mililitri la kilogram și apoi 25. Dar în principiu ne conducem și după felul în care copilul esențialul, ca noi să avem în vedere că dacă un copil în condiții de sănătate, un copil de 10 kg trebuie să aibă un litru de lichid, atunci cu tot cu laptele matern, atunci un copil care are 2 anișori sau 3, nici de cum nu poate pe parcursul zilei să bea numai o cană sau două de apă. Deci, cum am zis și mai devreme, asta este practic, noi pediatri zicem o metodă de tratament, pentru că fără hidratare noi vom avea temperatura mai de durată și simptomele altele vor prelungi perioada de... Și tusa va fi mai iritativă și mai... Deci noi acționăm prin hidratare pe multe simptome și pe asigurarea mucoaselor ca ele să fie umede și pe segmentul de febră și pe tuse și pe toate. Așa, mulțumesc mult!
Deci, dacă să vorbim la concret pe simptome, vreau să accentuez în primul rând ceea ce ține de guturai, că la copilul mic aici avem, bineînțeles, niște atenționări, pentru că la adulți noi putem să, sau la copii mai mari de 3 ani de zile, putem să utilizăm, practic, fără frică de congestionanți nazali și nu ne temem de complicații. La ăștia mici, guturaiul este mai supărător și la ei sunt recomandabile soluțiile hipertone. Pentru menținerea hidratării, soluțiile fiziologice cu care trebuie și mecanic să curățăm, dar și să asigurăm mucoasa umedă. Și asta este foarte important pentru că la ei năsucul este foarte mic și un edem foarte minor și o obstrucție cu secreții va bloca și respirația și posibilitatea de a se alimenta. Sunt exemple de remedii care se utilizează în acest sens, deci soluție fiziologică, cum ar fi, de exemplu, Quixul sau Quixul hipertonic pentru decongestie, iar soluțiile decongestionante clasice sunt recomandate la copii mai mari sau cu foarte mari precauții, maxim o dată de 2 ori pe parcursul unei îmbolnăviri. Deci, vreau să zic că dacă vorbim de, în general, de mucoasa nazală în perioada de boală, este important ca să menținem hidratarea, dar este important să avem grijă și de oprirea multiplicării virale la nivel de mucoasă nazală. Și atunci ne bucurăm că avem acum și un remediu inovativ, cum ar fi Gripvisul, care, pe lângă faptul că este pe bază de soluție fiziologică și menține umedă mucoasa, mai împiedică și penetrarea virusurilor și multiplicarea lor la nivel de mucoasă nazală. Și în acest sens considerăm că asta este o metodă care ne ajută foarte mult pentru copiii mai mari de... Cum așa aplicăm că noi atunci? Deci se aplică la fel cum și alte soluții fiziologice după ce curățăm năsucul cu soluție fiziologică, putem și cu el să curățăm năsucul și astfel vom asigura și o umidificare și o protecție. Din imagine am văzut că sunt de 2 culori sau este o clasificare aici, doamna medic? Sunt de 2 culori pentru că mai există și Gripvis pentru gât, așa, pentru faringe și vreau să zic că asta este foarte util, mai cu seamă în contextul în care, de exemplu, infecția COVID, de multe ori putem să o contactăm nu doar aerogen, dar și prin contact și prin... Și atunci, și de fapt, în ultimul val se remarcă că nu atât manifestările din partea nasului sunt evidente, cât senzațiile de faringită. Și atunci, varianta pentru gât este perfectă. Da. Ea nu irită ca alte soluții și spray-uri pentru gât, care irită mucoasa faringeană și așa inflamată, mai ales la copii. Și este mult mai sensibilă la momentul când este mult inflamată, mai sensibilă. Pentru că majoritatea spray-urilor care sunt pentru gât, ele sunt prevăzute pentru infecții bacteriene cu antiseptici specifici, locali, de genul alcoolului, dar... Acționează similar și atunci când este un copil cu un faringe foarte firav și inflamat, aceste spray-uri pot să-i dăuneze. Chiar și la populație adultă, în perioada
de foc, noi zicem, acută, este mai recomandabil de a folosi remedii inofensive. Și doar ulterior, când trece perioada maximă de inflamație, să utilizăm antiseptice faringiene. Vreau să zic și ceva de febră, pentru că, de fapt, ăsta este un martor a unei infecții, că de fapt este bine când copilul face febră, asta înseamnă că infecția asta a întâlnit în față un ostaș în luptă care organismul pune în față. Și febra, de fapt, ne ajută să judecăm și de felul cum face față organismul copilului acestei infecții, ne ajută să vedem cum evoluează boala spre bine sau spre rău și de aceea noi, pediatrii, de fiecare dată insistăm ca febra să nu fie agresiv combătută. Deci, temperatura înaltă în cadrul unei infecții la un copilaș, deci poate să aibă riscuri doar în cazul în care copilul are, de exemplu, riscul de a face convulsii febrile. Da. Dar și acolo nu este necesar de a combate temperatura de la 37. Deci toată lumea, temperatura se recomandă de a fi combătută dacă e depășește 38,5 grade, cel puțin. În unele țări chiar 39. Și sau în cazul în care această temperatură înaltă creează semne de disconfort. Și de fapt atunci când părinții îi dau copilului un preparat de scădere a febrei, de fapt trebuie să orienteze nu să aducă temperatura la 36,6, dar să creeze confort copilului. Dacă în urma administrării preparatului respectiv copilul a revenit la starea lui obișnuită, adică se simte mai bine, acceptă lichide, acceptă să mănânce, atunci nu trebuie să insistăm chiar dacă această temperatură este 37,5. De multe ori se întâmplă că prin insistența de a da un alt preparat, ajungem la cealaltă parte, când scade temperatura sub 35 sau, desigur că sunt și situații mult mai grave când putem să facem și toxicitate. Și pe această cale vreau să atenționez că există doze maxime câte miligrame de preparat copilul poate să ia pe zi. Și din punctul acesta de vedere, încă o dată zic că trebuie să ne orientăm nu la nivelul temperaturii, dar la comportamentul copilului. Așa. Deci, dacă temperatura este înaltă, dacă copilul este vioi, acceptă lichide, deci nu ne grăbim să-i dăm preparate în continuare. Mai așteptăm să vedem cum evoluează febra la copil și cum el se simte, da? Mai mult, la nivel de temperatură febrilă, sunt cele mai active procese de sinteză de factori imuni. Și adică, combătând febra insistent, noi, de fapt, micșorăm răspunsul imun pe care îl poate oferi organismul copilului. Deci febra este mai mult benefică decât dăunătoare și febrofobia nu întotdeauna face bine. Desigur că felul în care noi combatem febra trebuie să înceapă de la metode fizice, de la dezgolire, de la copilului, de la băițe cu apă călduță, cu un grad 2 mai mică decât temperatura corpului. Și o temperatură corespunzătoare în încăperea unde se află. Și o temperatură corespunzătoare. Iar preparate sunt foarte multe. Esențialul trebuie de reținut că sunt două preparate recomandate în toată lumea ca cele care pot fi utilizate la copii. Este paracetamolul și ibuprofenul, în diferite
deci denumiri comerciale și forme, desigur că cele mai comode pentru copii astea sunt supozitorile și siropurile, exact, pentru că ele acceptă mai bine și deci cred că asta toată lumea știe. Un alt simptom care este deseori deranjant este tusea. Și după caracterul tusei, de exemplu, putem uneori să judecăm despre afecțiunea pe care o are copilul. Sunt infecții respiratorii care au un fel anume de tuse. Și aici nu mă refer doar la tusea convulsivă, dar putem... specialiștii cu experiență pot să presupună la care nivel este afectarea respiratorie, pentru că poate se limiteze la faringe și tot copilul poate să tuse și este o tusă, poate să tușească și este o tusă iritativă. Poate să fie cu voce schimbată și cu anumit fel de tusă, așa alătrătoare, și asta ne spune că e vorba de afectare laringeană, dar poate să fie și o afectare bronșică cu tusă spastică și de aceea în fiecare caz, abordarea tusei este diferită. Putem avea tuse convulsivă care creează mari probleme. De aceea, mămicele, este bine că atunci când copilul tușește și nu au, de exemplu, posibilitate să meargă imediat la medic, este bine ca să filmeze aceste episoade, acum avem tehnologie, fiecare mămică are. Mai ales asta este important atunci când se pune problema unei tuse convulsive sau unei tuse în obstrucție bronșică, pentru că de exemplu, copiii care sunt foarte mici fac deseori bronșiolită, care uneori este, durează, evoluează chiar mai grav decât o pneumonie, cu insuficiență respiratorie și atunci copilul trebuie să fie de urgență spitalizat. Deci, ceea ce vreau să zic în materie de intervenție terapeutică pentru tuse. Aici iarăși zic de lichide, iarăși zic de hidratare și vreau să spun că nu întotdeauna inhalația rezolvă tusea. Nu întotdeauna, mai ales deci tusea aceea care este din cauza iritației căilor respiratorii. Deci noi vom umidifica mucoasa căilor respiratorii pe perioada cât îi facem inhalația. Și dacă nu vom asigura condițiile din încăpere, umiditate, nu îi vom hidrata copilul, efectele acelei inhalații vor fi foarte mici sau poate că chiar neglijabile. De aceea și aici este foarte important ca să avem o hidratare și sunt unele situații când se intervine cu anumite preparate. Asta nu sunt copiii până la 2 ani. Deci există preparate care fluidifică secrețiile, dar nu se referă la copiii foarte mici, pentru că la ăștia preparatele de fluidificare a secrețiilor pot să facă mai rău, să inundeze arborile bronșice a copilașilor cu multe secreții și atunci el practic se sufoce. De aceea atenționez mămicile ca atunci când copilul tușește să nu se grăbească să bea siropuri de tuse decât dacă nu a recomandat doctorul că într-adevăr este nevoie. Dar chiar și așa siropurile de tuse nu sunt recomandate copiilor în primii 2 ani de viață, lucru care este dovedit și trebuie respectat și acest trebuie protocol. Respectat, da. Deci în foarte rare cazuri ele sunt recomandate. Deci ca și abordare a tusei atunci când avem nevoie totuși de fluidificare, iarăși trebuie să ne orientăm nu atât pe preparate vegetale, pentru că așa numite vegetale contra tusei, asta iarăși este o atitudine
frecventă, pentru că în popor se consideră că tot ce este vegetal este mai bun. Dar odată pus într-un flacon, deja deamă nu este vegetal. Deja acolo a fost o tehnologie și... Dar ideea este că preparatul de primă intenție, atunci când este vorba de tusă care necesită fluidificare de secreție, este ambroxolul. Iarăși în diferite forme și în siropuri pentru copii, dar pentru adulți în pastile, dar deci accentuez pentru categoriile de vârstă la care asta este posibil. Pentru că cele vegetale ne pot crea o sensibilizare, o alergizare și o tusă spastică și mai frecventă. Nu pot să nu zic de ceea ce nu este recomandat. Da, vă rog. Deci nu sunt recomandate în mod cert în ghiduri diverse preparate imunomodulatoare sau antivirale, așa numite, cu excepția gripei, infecției herpetice. Deci nu le regăsim în infecțiile uzuale respiratorii. Nu sunt recomandate alte preparate decât cele care le-am numit paracetamol și ibuprofen în febră la copii. Nu sunt recomandate preparate care suprimă tusea. Deci tusea nu trebuie sub nicio formă suprimată. Nu se recomandă aerosoluri de cele iritante antiseptice sau pastile de suc, pentru că astea prezintă chiar pericol de a fi aspirate și de ca copilul să se înnece. Iar ne îngrijorăm atunci când avem niște semne de pericol. Deci dacă o infecție respiratorie chiar durează 4, 5, 6 zile, dar copilul și are febră, da? Copilul în episoadele când copilul nu are febră, el are un comportament adecvat, el mănâncă, el acceptă lichide. Asta este ok, trebuie să avem răbdare, pentru că minim o săptămână va dura această... Dacă nu avem semne îngrijorătoare sau semne de pericol, tulburare de comportament, copil care stă, nu se mișcă sau este foarte și foarte agitat, nu poate să mănânce, nu poate să bea, nu poate să sugă sau suge cu dificultate și sau vomită. Sau menținem continuare o febră înaltă sau, atunci, sau chiar, dacă febra persistă mai mult decât, decât, să zicem, obișnuit el suporta febra. Sau nu putem combate niciun fel și asta așa afectează comportamentul copilului. Sau îl vedem că are semne de, noi zicem, luptă respiratorie, atunci când vedem că copilul iată se înnădu și el nu poate să respire. Iată, astea sunt semne de îngrijorare când de acum trebuie neapărat să mergem pentru la asistență medic, la medic, la spital. Și vreau să închei cu aceea că mai multe medicamente nu întotdeauna înseamnă mai bine. Deci este foarte important să reținem că vom putea face față infecțiilor respiratorii atunci când vom crea condițiile, dar nu când o inunda copilul cu diferite remedii medicamentoase. Așa, doamna medic, vă mulțumesc mult. Ați explicat foarte, foarte bine pe înțelesul nostru absolut tot. Cine a urmărit de la început și până acum, cu siguranță că a primit o lecție foarte bună. Dar să știți că în chatul nostru, mămicii, mămicile și părinții au discutat pe tot discursul dumneavoastră și au dat singure răspunsuri și au dat singure recomandări. Dar în general am făcut o concluzie că toate mămicile își fac grijă atunci când un copil face răceli foarte dese, cât de dese poate să fie aceste răceli și ce trebuie să facă ele atunci când ele sunt des, răcesc copiii. Vedeți că iarăși vreau să accentuez că copilul mic face foarte des. În și este o normă, da? Și este o normă. De obicei se consideră că un copil mic, în primii mai cu seamă 3 ani de viață, poate să facă până la 10 și după 3 ani de viață, mai ales se duce la grădiniță și contactează mult. Deci în copilăria fragedă, 10 infecții pe an este o
o normalitate. O cifră la până la care noi putem să nu reacționăm. Dar, pe de altă parte, eu aș îndemna mămicile să se orienteze nu atât la cifra câte infecții face copilul pe an, dar la felul în care el răspunde. Că este posibil ca un copil să facă infecții și 12, dar să dureze 3-4 zile, să o rezolvați și tot ok. Dar sunt alte situații când un copil face o infecție de durată, greu iese din ea, ajunge să se asocieze pneumonii sau alte infecții pe parcurs și de fiecare dată necesită spitalizare, necesită mai multe cure de tratament. Iată, acolo este nevoie de a merge și de a investiga copilul în contextul unor probleme de imunitate. Dar atâta timp cât infecțiile sunt frecvente, dar ele trec cu ușurință și nu este nevoie să se îngrijoreze părinții, dar să depășească situația și să margă înainte. Vă mulțumesc mult, doamna medic, vă mulțumesc că ați acceptat provocarea noastră și am venit cu un subiect foarte, foarte bine venit pentru perioada care noi ne aflăm, perioada rece, perioada COVID-19 și au primit o lecție bună părinții noștri. Dragi părinți, vă mulțumesc a cei care ați fost alături de noi, ați fost foarte activi astăzi și vă îndemn în continuare să veniți și cu niște sfaturi sau cu niște întrebări care apar la voi sau cu niște teme care ne le recomandați nouă, ne scrieți, vă rog, în chat și eu vă zic la revedere, pe curând, sănătate, aveți grijă de voi!